Însoțită de logodnicul ei, o femeie a intrat în hotelul Hyatt din centrul orașului Boston pentru a comanda meniul de nuntă. Cei doi au studiat cu atenție oferta, au ales felurile de mâncare, porțelanurile, argintăria și aranjamentele florale. Aveau fără îndoială gusturi dintre cele mai fine, așa încât nota de plată s-a ridicat la $13,000. După ce au lăsat acolo un cec cu jumătate din sumă ca avans, au plecat spre casă, unde urmau să răsfoiască catalogele cu invitații de nuntă. Când a venit ziua ca invitațiile să fie trimise prin poștă, pe Mire au început să-l treacă răcorile. "Nu mai știu ce să zic," a început el. "E un pas uriaș. Hai să ne mai gândim o vreme înainte de a-l face." Întorcându-se, clocotind de furie la hotelul Hyatt pentru a anula recepția, logodnica a fost întâmpinată de către directoarea departamentului evenimente cu multă înțelegere. "Același lucru mi s-a întâmplat și mie, draga mea," i-a mărturisit femeia, rememorând povestea propriei sale logodne eșuate. În privința restituirii banilor însă, veștile nu erau dintre cele mai fericite. "Clauzele contractuale sunt categorice. Nu vă rămân decât două soluții. Fie renunțați la avansul plătit, fie duceți totul la bun sfârșit. Îmi pare rău, sincer." Părea o nebunie, însă pe măsură ce sta să se gândească, miresei abandonate îi plăcea tot mai mult ideea de a da petrecerea. Desigur, nu ca o recepție a nunții sale, ci mai degrabă ca o petrecere de pomină. Cu 10 ani în urmă, aceeași femeie fusese nevoită să locuiască într-un adăpost pentru oamenii străzii. Reușise să-și revină, își găsise o slujbă bună și pusese deoparte ceva pentru zile negre. Iar acum îi trăznise prin cap să-și pună la bătaie economiile pentru o noapte de festin în oraș, pe care să le ofere năpăstuiților din Boston. Așa s-a făcut că, în iunie 1990, hotelul Hyatt din Boston a găzduit o petrecere cum nu mai fusese alta. Stăpâna casei a schimbat meniul, optând pentru pui fără oase, în cinstea mirelui fără coloană vertebrală, după cum avea ea să spună. Și a trimis o sumedenie de invitații la misiunile caritabile și la adăposturile din oraș. A fost o noapte caldă de vară, de-a lungul căreia oamenii obișnuiți să culeagă rămășițe de pizza din cutiile de carton s-au văzut ospătați în schimb cu cordon bleu. Chelnerii de la hotelul Hyatt, îmbrăcați în smoking, aduceau aperitive bătrânilor sprijiniți în cârje și cadre de aluminii. Femeile, cu veșnicele lor pungi de plastic, vagabonzii, drogații și alcoolicii, își luaseră liber, sorbind acum șampanie, înfruptându-se din tortul festiv de ciocolată și legănându-se până în zori pe acordurile de estradă ale orchestrei. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Atunci a zis robilor săi: "Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care veți găsi." Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Dumnezeu împarte daruri, nu salarii. Dumnezeu își revarsă harul ca pe un dar, nu ca pe o răsplată de care ne-am învrednicit slujind. Nici unul dintre noi nu poate fi răsplătit potrivit meritelor personale, pentru că nici unul nu am putea satisface exigențele lui Dumnezeu pentru o viață desăvârșită. În ținutul harului, termenul a merita nici nu-și găsește sensul. Pentru că, într-adevăr, harul este un dar menit să-l coste totul pe cel ce-l oferă și nimic pe cel ce-l primește.